Activitățile de transport feroviar și rutier de persoane în trafic internațional au fost reluate de astăzi. O decizie în acest sens a fost luată luni seara de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, potrivit căreia cei implicați vor trebui să respecte măsuri de prevenire și control al infecției COVID-19. Astfel, personalul trebuie să fie asigurat cu echipament de protecție, dezinfectanți și să facă triajul zilnic la începutul turei de lucru. Totodată, va trebui să-și monitorizeze singur starea de sănătate și să-l informeze despre acest lucru pe angajator. La rândul lor, pasagerii sunt obligați să poarte măști de protecție, operatorii de transport fiind obligați să verifice temperatura călătorilor la îmbarcare, care nu trebuie să depășească 37 de grade. În cadrul operațiunii de transport rutier de persoane, inclusiv după fiecare tură sau cursă efectuată la stația terminus, se vor dezinfecta suprafețele și se va verifica din nou temperatura pasagerilor. Totodată, pentru a evita aglomerarea, agențiile de transport vor ajusta atât orarul cât și numărul unităților de transport.